Bună seara, doamnelor și domnilor, la Capital Special. Iată că ne aflăm în ultima zi de campanie electorală pentru alegerile locale 2020-2024. Vom vedea de duminică încolo cine vor fi câștigătorii acestui scrutin electoral. Până atunci am alături de mine în această ultimă zi de campanie echipa Pro România Vulcan, în frunte cu Cristian Merișanu, candidatul pentru funcția de primar al municipiului Vulcan, și alături de el se află avocatul George Bălțatu, candidat pentru funcția de consilier local la Primăria Vulcan. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Domnule Merișanu, ne-am văzut de multe ori, am făcut multe emisiuni împreună, am combătut și am dezbătut. Ce ar mai fi de spus în ultima zi de campanie? Da, mai sunt două zile de campanie, astăzi și mâine avem. Ne apropiem cu pași repede de ziua alegerilor, de 27 septembrie, duminică. Ce ar mai fi de spus? Doar un singur lucru, oamenii să înțeleagă că este foarte important să meargă la vot duminică. Este foarte important să-și exercite acest drept pe care îl au toți cetățenii, pentru a nu lăsa pe alții să hotărească în locul lor. Este o zi importantă pentru municipiul Vulcan, pentru că se va trece într-o altă etapă, spunem noi, a dezvoltării municipiului Vulcan, pentru că după 16 ani se va schimba în sfârșit primarul. Un primar care cu bune, cu rele, a făcut și lucruri frumoase pentru Vulcan, dar acum, iată, suntem la o răscruce, la momentul la care trebuie să alegem un alt om în locul primarului în funcție, și din discuțiile pe care le-am avut noi cu oamenii, se pare că oamenii au înțeles că trebuie pus un om care să fie aproape de oameni, un om care i-a ascultat întotdeauna, un om unde au avut tot timpul o ușă deschisă și au putut să rezolve problemele. Foarte mulți așteaptă cu nerăbdare să vadă rezultatul, pentru că la Vulcan este o competiție mai aprigă, să zic așa. Alături de mine au mai rămas în cursă, adică au mai rămas cu șanse reale încă doi contracandidați. Dar noi sperăm ca la Vulcan Pro România să câștige atât primăria, cât și o mare majoritate a Consiliului Local, pentru a putea conduce apoi acest Consiliu. Avem nevoie de majoritate, avem nevoie de cât mai mulți consilieri locali, de Consiliul Județean, de președintele Consiliului Județean, dacă se poate, pentru a pune în practică toate ideile, toate proiectele pe care noi le-am gândit pentru Vulcan. Domnule Bălțatu, vă pun o întrebare standard pe care am pus-o tuturor celor care au venit în studioul Capital TV. Bine, nu aceeași întrebare se referă la domnul Merișanu, dar întrebarea standard este: de ce Merișanu și de ce Pro-România? Da, am văzut răspunsurile celorlalți candidați care au stat probabil pe același scaun pe care stau și eu astăzi. De ce Merișanu? În primul rând, de fapt, mi-a spus două întrebări într-una singură. De ce Merișanu? Merișanu pentru că, din punctul meu de vedere, este cel mai potrivit om care să conducă primăria municipiului Vulcan. Spun asta pentru că domnul Cristian Merișanu este un om cu experiență administrativă de 12 ani de zile. Spun asta pentru că domnul Cristian Merișanu este omul care nu a avut niciodată ușa închisă la birou. Ușa biroului dumnealui a fost întotdeauna deschisă pentru orice cetățean, pentru orice persoană care a avut nevoie de ajutor în relația cu primăria, poate chiar și într-o problemă personală.
cred cu tărie că aceste lucruri trebuie să definească un primar. Primarul nu trebuie să fie șeful cetățenilor. Primarul trebuie să fie sprijinul cetățenilor. Echipa Pro-România vine în fața electoratului vulcănean cu o garnitură de oameni, zic eu, foarte bine pregătiți. Atât profesional, pe domeniile pe care activează fiecare, începând de la învățământ, de la sănătate, de la antreprenoriat, minerit, cât și foarte legați de comunitatea lor. Pentru că și asta este un lucru foarte important. Un consilier local trebuie să fie legat de orașul în care activează ca și consilier local. Trebuie să simtă problemele cetățeanului. Primarul este unul singur, el nu poate să fie omniprezent în oraș. Ăsta este, din punctul meu de vedere, rolul unui consiliu local, să ne adunăm acolo la masa aceea din primărie, în sala de ședință a consiliului, și să-i spunem primarului ce noi am văzut că nu este în regulă în oraș și ce dumnealui nu a văzut. Și spun asta nu numai vis-a-vis de consilierii din echipa primarului în funcție. Asta ar trebui să facă și consilierii care sunt din alte partide politice, să zicem din opoziție. Nu trebuie să câștigăm capital electoral noi ca și oameni. Trebuie să câștige vulcanul din activitatea noastră. Da, sigur că țelul oricărei persoane care, sau cel puțin ăsta ar trebui să fie țelul oricărei persoane care participă la o campanie electorală, este în primul rând îmbunătățirea calității vieții cetățenilor urbei unde își dorește să devină primar. Și din discuțiile cu Cristian Merișanu, pe care l-am avut în principale din emisiunile pe care le-am avut cu Cristian Merișanu, am tras concluzia că își dorește foarte mult să schimbe din temelii fața orașului, să schimbe orașul Vulcan, de așa natură încât să se simtă ceea ce nu s-a simțit în cei 16 ani de mandat Gheorghe Ile. Chiar discutam cu, mă rog, alt candidat care spune că, dom'le, am avut și ocazia acum să iau la pas orașul Vulcan, dom'le, mi-a rupt o pereche de pantofi, că zice, eu nu am avut treabă să merg în nu știu ce zone ale orașului, zice, m-am speriat, și pe acolo, zice, zici că trăim în Evul Mediu. Și într-adevăr, în orașul Vulcan s-au făcut foarte puține lucruri în cei 16 ani de mandat Gheorghe Ile, domnule Merișan. Da, am spus și la început că sunt foarte multe lucruri de făcut la Vulcan. Eu nu aș neglija ceea ce a făcut și domnul primar. A venit ca orice primar la început cu un elan, după care încet, încet s-a cam plictisit probabil. De aici și concluzia că 4 mandate cred că este foarte mult, sunt foarte multe pentru un primar. Probabil 2 mandate ar fi suficiente pentru un primar care vine cu un elan, începe anumite proiecte, după care îi mai trebuie al doilea mandat să aibă timp să implementeze tot ceea ce și-a dorit pentru orașul pe care îl conduce. Probabil aceasta a fost și cauza. Acum, așa cum am spus, s-au făcut și lucruri bune la Vulcan. Și cum spunea George, mi-ar plăcea, după ce câștig primăria Vulcan, ca toți consilierii să se implice în dezvoltare și cu idei pentru a face din Vulcan ceea ce ne dorim cu adevărat. Și ceilalți candidați care spun că au proiecte, am mai spus-o și la alte televiziuni, și pe ei așteptăm, după ce voi câștiga primăria Vulcan, să vină alături de colegii mei consilieri cu ideile lor, cu proiectele lor, să vedem care pot fi puse în aplicare, și după ce câștig primăria Vulcan, le promit tuturor că voi fi primarul tuturor vulcănenilor, nu voi ține cont de cei care au promis că ne votează, că n-ai de unde să știi cine te-a votat. Nu o să fiu doar primarul celor care au fost aproape de mine și, să spunem, îi vom da la o parte pe ceilalți. Îi așteptăm la masă, așa cum a spus George, este foarte important, pentru că sunt mulți tineri, ați văzut, tineri candidați de primar, fiecare cu ideile lor, prin orașele pe unde au lucrat, au învățat și dacă vor să vină la Vulcan să pună în practică tot ceea ce, toate cunoștințele pe care le-au acumulat de-a lungul vieții. Noi îi așteptăm să vină alături de noi. Dacă și-au rupt papucii și au văzut și ei acum anumite
probleme care sunt în Vulcan. Eu vreau să le spun că noi știm toate aceste probleme pentru că am fost acolo și am încercat din răsputeri să-l convinge pe primarul municipiului să fie un pic mai activ, să dezvoltăm puțin mai rapid unele zone ale vulcanului. Din păcate ne-am izbit de un zid la momentul respectiv, fapt care a și dus la despărțirea noastră politică, să zic așa, la un moment dat. Dar acum cu această echipă de care spunea și George că sunt oameni specializați pe diferite domenii, sperăm să facem lucruri mult mai multe și mai bune pentru Vulcan. Și aștept și pe ceilalți, așa cum am spus, candidați, după ce voi fi investit ca primar, să vină alături de mine și să pună osul la treabă, cum se zice. Indiferent de rezultatul alegerilor locale din Vulcan, domnule Merișanu, sunteți deschis la o colaborare cu alte partide, la o alianță, la o... Exact cum v-am spus, suntem deschiși la orice colaborare care vine în favoarea municipiului Vulcan. Deci orice colaborare care ajută la implementarea unor proiecte, la dezvoltare, este normal că să ținem cont de ele. V-am spus, și ceilalți candidați au umblat, știu, au și ei calitățile lor și sunt convins că dacă, exact cum spunea cineva pe stradă, un alegător, dacă și după aceea s-ar implica atât de mult cât s-au implicat în această campanie, în această lună, și ar umbla și după ce vor fi doar consilieri locali în mandatul pe care o să-l conduc eu, dacă s-ar implica și atunci la fel de mult, eu cred că Vulcanul va avea mult de câștigat. Eu îi aștept pe fiecare, dacă s-ar putea să facem o singură echipă, să fim o singură familie, să zic așa, pentru municipiul Vulcan. Nu aș vrea să fie tot felul de tabere, tot felul de echipe care doar să bage bățul prin gar, cum s-au întâmplat în alte mandate, veneau la ședința de Consiliu doar să se împotrivească sau doar să ne șicaneze, să zic așa, în loc să vină efectiv cu idei, efectiv cu proiecte. Vreau să vă spun că nu a inițiat opoziția la Vulcan, nu a inițiat niciodată niciun proiect în 8 ani de zile cât a fost eu viceprimar. Toate proiectele au fost inițiate de primar, de mine și de echipa noastră, pentru că noi discutam toate acele proiecte. De regulă, primarul apare ca inițiator al proiectelor de hotărâre din Consiliul Local, dar noi fiind în echipă, să știți că întotdeauna le discutam cu primarul, aduceam îmbunătățiri și atunci când îl convingeam, mai făcea și modificări și veneam cu ele în Consiliul Local. Opoziția nu a avut niciodată niciun proiect inițiat de ei, pe care se poate spune ulterior că noi nu am vrut să-l votăm sau noi nu am vrut să-l susținem. Am spus-o asta și pe perioada mandatului la televiziune, în speranța că vor veni cu anumite idei. Acum, dintr-o dată, după ce de când a început campania electorală, am constatat că toată lumea are idei, toți au proiecte, toți știu ce trebuie făcut pentru Vulcan. Așa cum spuneți, au început să umble pe stradă să vadă și ei că sunt și gropi sau sunt și străzi de pământ. Dar pe perioada mandatului, parte dintre acești candidați au fost și consilieri locali, deci majoritatea. Nu i-am văzut să vină vreodată cu probleme de genul acesta. Problemele ridicate de ei, de cele mai multe ori, se refereau strict la sfera de unde locuiau dânsii, adică nu pentru un bec care nu mergea pe strada dumnealor, sau alte probleme strict aproape personale, ca să spun așa. Îi așteptăm acum mandatul ăsta, după ce voi fi investit primar și cu echipa mea de consilieri, care sper să facem majoritate la Vulcan, ca să nu fim nevoiți să primim tot felul de șicane, așa cum am spus, îi așteptăm și pe ei să facem o majoritate de 19 consilieri toți pentru municipiul Vulcan și pentru oamenii din Vulcan, care noi considerăm că merită mult mai mult oamenii din Vulcan față de ce au primit în ultimii 4 ani, să zicem. Aș vrea să-l completez puțin aici, pe Cristi. Mie să știți că în consiliile locale și în consiliile județene nu-mi place ideea de putere și opoziție. Să știți exact. Că este o sintagmă falsă până la urmă.
Pentru că atâta timp cât un partid a câștigat alegerile, în cei 4 ani de mandat, acea opoziție, așa numită opoziție, dintr-un consiliu local sau un consiliu județean, nu are niciun instrument să schimbe soarta alegerilor. Nu este ca și în Parlament, unde la momentul la care majoritatea se reconfigurează, automat guvernele se schimbă. În consiliile locale și în consiliul județean nu ar trebui să existe noțiunea de putere și opoziție. Ar trebui să existe noțiunea de cetățean și de urbe. Foarte bine a punctat Cristi aici, ne dorim ca în mandatul 2020-2024 să existe un consiliu local grefat strict pe nevoia cetățeanului. Când intrăm în sala de ședință, nu trebuie să mai ținem cont din ce partid venim. Nu suntem în Parlament, nu suntem în guvern, suntem într-un municipiu care îndrăznesc să spun că după Revoluție a fost destul de vitregit. Nu mai are nevoie de circ, municipiul Vulcan are nevoie de soluții, are nevoie ca decidenții să se înțeleagă și să ducă la bun sfârșit proiectele pe care primarul, pentru că primarul are în subordine aparatul de specialitate, pe care primarul le propune. Vreau să vă mai spun un lucru. Eu, personal, am încredere în oameni, în general. Eu nu cred că vreun candidat, nu neapărat la Vulcan, oriunde în țara asta, este rău intenționat. Toată lumea vrea să facă lucruri bune. Vă spun sincer, nu cred că cineva își dorește să ajungă primar, să nu asfalteze drumuri, sau nu știu, să nu pună la punct școlile, sau să nu creeze siguranța în oraș. Toată lumea își dorește să facă lucrurile astea. Ține de experiență. Nu mi-aș dori, eu, George Bălțatu, alegătorul din municipiul Vulcan, nu mi-aș dori să am în birou 1 de la primărie un om care nu are experiență în administrație. Eu știu ce înseamnă administrația publică, am fost conducător de instituție publică 4 ani de zile și știu că unui primar care nu vine din sfera administrativă îi ia un an jumate să înțeleagă ce are de făcut. Vulcanul nu mai are timp de pierdut. Primarul municipiului Vulcan trebuie să fie un om cu experiență, un om care a gestionat aparatul de specialitate în limita atribuțiilor pe care le-a avut. Și trebuie să aibă alături toți cei 19 consilieri locali. Da, dacă tot ați deschis subiectul referitor la ce trebuie făcut în Vulcan, care este proiectul pe care, sau proiectele pe care le propuneți pentru Vulcan, domnule Bălțatu? Pe care le propun eu sau pe care le propune echipa? Pe care le propun noastre, care vă gândiți noastre. Noi avem un program politic pentru mandatul 2020-2024 pe care l-am discutat cu toată echipa. Există niște idei generale, dar la aceste idei toți am contribuit. Spre exemplu, o să vă spun că ne dorim un municipiu sigur. O să vă spun că ne dorim un municipiu în care spitalul să nu fie în permanență cu securea deasupra capului, cum este la momentul acesta, pentru că situația spitalului a fost picătura care a umplut paharul în colaborarea politică a noastră cu domnul primar. Ne dorim un municipiu care are o stațiune turistică unde să ai ce face și vara și iarna. Pentru că avem hotelul Gondolei, este un lucru foarte bun. În primul rând, spații de cazare, că așa cum discutam cu domnul Mărișan în emisiune trecută, trebuie urgent create spații de cazare. Exact. Numai că eu vă spun adevărul, eu tot timpul am spus adevărul, chiar dacă uneori am fost incomod. Eu nu mi-aș investi bani în Pasul Vulcan la momentul ăsta, atâta timp cât nu este apă, canalizare, este un drum, într-adevăr, este telegondola și atâta timp cât avem 2 pârtii de schi. Nu putem face turism cu 2 pârtii de schi. Una scurtă și una medie. Aici trebuie lucrat. Trebuie. Sigur că apă și canal se vor trage în an și an de zile. Proiecte europene trebuie făcute, studii. Să știți că o să intervin și eu. Apa este deja, proiectul este în implementare. Alimentarea cu apă în Pasul Vulcan probabil anul viitor, la început, se va finaliza. Eu am plecat de ceva perioadă din primărie și nu mai știu stadiul proiectului, dar când am plecat era destul de avansat și cred că la începutul anului viitor va fi apă în Pasul Vulcan. Iar pentru, așa cum spunea George, pentru pârtile de schi, suntem în tratative cu un investitor care
vrea să mai facă două părți de schi, una pentru începători și una pentru avansați, care să vină în completarea celor două care le avem acum. Pe una avem și nocturnă. Din cele două noi care vor fi, se va face cu nocturnă. Și eu zic că lucrurile acestea vor accelera un pic și dorința de a face spații de cazare. Ne dorim ca aceste spații de cazare să fie în municipiul Vulcan, adică să fie jos la bază cât de multe dintre ele. Am discutat cu un cetățean din Vulcan plecat în state, care a renovat un bloc în Dallas, la noi, știe toată lumea în Vulcan. Și a început renovarea fostei primării a municipiului Vulcan, cum o știe lumea, unde vrea să facă birouri pentru oamenii de afaceri, dar și câteva camere, un fel de mini-hotel. A fost la mine în birou încă de când eram viceprimar și am discutat cu dumnealui. Vrea să facă doar birouri, dar l-am rugat și am spus că de necesar este pentru Vulcan să avem și câteva camere, câteva locuri de cazare. A înțeles și mi-a promis că face o parte, o aripă a acestei clădiri, care este destul de mare, va face locuri de cazare. Între timp am mai luat legătura și cu alți vulcăneni. Unul dintre ei este spre finalizare, la fel cu o cabană, să-i spunem, dar tot pentru spații de cazare pe strada Căprioara, unde va avea în jur de 30 de locuri de cazare. Și încet, încet, ceea ce spunea George, că este foarte necesar aceste spații de cazare, dacă fiind la primărie, vom avea și niște discuții cu ei, poate niște facilități pentru ei, să-i ajutăm cumva, poate le vom crește dorința de a investi în municipiul Vulcan, pentru că acest lucru atrage după el și alte locuri de muncă, pentru că oamenii vor trebui să lucreze acolo, turiști care vor veni cu banii în municipiul Vulcan. Deci planuri sunt multe, dar așa cum spunea George, trebuie plecat de la ce avem acum. Avem un drum, avem o telegondolă, avem câțiva oameni de afaceri care doresc să se implice, dar toată lumea așteaptă această schimbare din data de 27, așteaptă un primar cu care să poată colabora, pentru că se știe cu primarul în funcție oamenii de afaceri, întreprinzătorii au colaborat foarte greu spre deloc. Nu au fost niciodată băgați în seamă, nu au fost lăsați să se dezvolte, indiferent ce afacere au, mai mică sau mai mare. Din discuțiile pe care le-am avut cu majoritatea oamenilor de afaceri din Vulcan, cu toții așteaptă această schimbare, să spunem, din 27 septembrie, după care să încerce fiecare o colaborare mult mai bună cu administrația din Vulcan, să investească și odată cu ele, cu această investiție, să vină și avantajele atât pentru ei, dar și pentru locuitorii din Vulcan. Domnule Bălțatu, dacă e să mă întrebați pe mine, eu mi-aș construi o vilă în pasul Vulcan, mi-aș construi o pensiune chiar, mi-aș construi un hotel chiar, pentru că până când se vor trage toate utilitățile să fie ca în centrul orașului, există și cu fosă, poți să faci și cu fosă, poți să faci și cu pompă submersibilă, poți să faci în chip și fel. Numai trebuie create spațiile de cazare, așa cum am spus, bine, pornind cu, în fiecare emisiune menționează același lucru, pornind cu crearea infrastructurii rutiere necesare, pentru că ca să-ți vină turiști trebuie să aibă pe unde să-ți vină și drept să vă spun, e cam anevoie să vii de la București sau de la Timișoara, de la un aeroport, să ajungi în Valea Jiului la Vulcan, da? Și drept pentru care militez hotărât pentru finalizarea DN66A și DN7A, care sunt prioritare înainte de orice investiție, sunt prioritare pentru creșterea economică a Văii Jiului. Dar referitor la orașul Vulcan, declararea acestuia ca stațiune turistică implică existența unor spații de cazare, în primul și în primul rând. Exact. Ce vreau să vă spun este că am câțiva prieteni care fac turism în România, fac turism cu succes.
Și toată lumea spune, voi nu veți putea dezvolta stațiunea aia până nu aveți canalizare și apă. Cu siguranță. Este okay. Piatra de temelie pentru o stațiune turistică. Okay, nimeni nu va construi un hotel. Se va întâmpla treaba asta în 2, 3, 5 ani, va trebui făcut ceva și până atunci, nu? Până atunci, cel mai probabil, stațiunea se va dezvolta pe căsuțe de vacanță. Pentru că nu poți construi un hotel, domnul Balint, și să faci, să nu ai canalizare, să folosești o fosă septică. Haideți să vă spun o chestie foarte interesantă. Nu știu, ați fost, n-ați fost în Dubai? Nu am fost. În orașul, în Dubai, în metro Dubai, nu există canalizare. Până să ajungem la nivelul Dubaiului... Deci nu au canalizare. Eu înțeleg, dar până să ajungem la nivelul Dubaiului, ăsta este feedback-ul de la oamenii care știu ce înseamnă turism. Nu-mi investesc banii undeva unde nu am minimul de condiții necesare. Până la urmă, oamenii de afaceri fac afaceri, o firmă trebuie să genereze profit, nu este un ONG, nu este o organizație non-profit. Ăsta este feedback-ul pe care îl avem la momentul ăsta de la persoanele care, repet, știu să facă turism în România și o fac cu succes pe Valea Prahovei, o fac cu succes în Maramureș și unii dintre ei chiar pe litoral, pe litoralul românesc. Că tot ați pomenit de Maramureș. Maramureș e o zonă de deal. O zonă de deal, peisaj anust. Nu era un peisaj deosebit, numai că au știut să și fructifice tradițiile, folclorul, arta culinară, mă rog, exact. tot ce au știut ei că mai bine să facă, au făcut. Și uite că se vorbește de Maramureș ca de o atracție turistică. Da, se vorbește și se vorbește inclusiv în străinătate despre Maramureș. Ne dorim să se vorbească și despre Valea Jiului, prima dată în România, despre Pasul Vulcan, să vorbească în România, să vină lumea și iarna și vara la schi, iarna și la o instalație de sanie de vară, vara, pentru că este un punct de plecare pentru Pasul Vulcan și ne dorim în timp, desigur, planul nostru pentru Pasul Vulcan nu este un plan pe mandatul acesta, este un proiect pe termen lung. Nu se poate face o stațiune pugnind din degete în 4 ani de zile. Aia da, este în 4 ani se pot trage apă și canal. În 4 ani se poate trage apă și canal, se pot demara lucrările pentru o tiroliană, spre exemplu, pentru o instalație de sanie de vară, pentru traseele de biciclete, spre exemplu, care sunt, Pasul Vulcan a început să fie foarte atractiv pentru bicicliști. Noi trebuie să fructificăm lucrurile astea. Sunt chestiuni pe care administrația publică locală le poate face cu costuri foarte scăzute, chiar din bugetul local. Da, când vorbim de o dezvoltare amplă pe termen lung, într-adevăr, administrația publică locală nu poate din bugetul local să facă lucrurile astea și avem deja liniile generale ale unui proiect pe fonduri europene, dar încă o dată repet, este pe termen lung. 8-12 ani. Trebuie să fim realiști. Nu putem face în 4 ani de zile ce nu s-a întâmplat în 30. Acum să știți că Pasul Vulcan este foarte atractiv pentru cei care ajung în Pasul Vulcan. Noi va trebui să aducem oamenii către stațiunea noastră. Și vă dau doar un exemplu. Dacă m-am implicat cu niște prieteni de la Deva și au adus acea competiție de longboard în Valea Jiului, a fost și în Straja și la Vulcan, după care, datorită relației pe care am avut-o cu ei și sprijinului pe care l-am dat, i-am convins să rămână la Vulcan și să organizeze o cupă mondială în Pasul Vulcan. Vreau să vă spun că au fost sportivi de pe toate continentele din lume, și din Australia, și din America, și din Africa, și toată lumea s-a simțit foarte bine și toți așteptau, deja vorbeau de anul viitor, când va fi din nou această cupă mondială, pentru că aveau și anumite avantaje aici, fiind foarte abruptă pârtia pentru ei, primeau punctaj mai mult în cupa mondială și acest lucru îl face foarte atractiv și face ca foarte mulți sportivi din lume să-și dorească să vină la Vulcan să participe la această competiție pentru a-și face puncte în clasamentul mondial. Toți acești oameni care au fost, spun eu, în jur de 100 de sportivi, 150, cu familii, cu prieteni, cu ce au venit, au venit în Vulcan, au mâncat în Vulcan, au cheltuit bani în Vulcan, s-au plimbat prin municipiul nostru și, așa cum v-am spus, deja vorbeau despre o revenire în municipiul Vulcan. Cum spunea George, dacă vom dezvolta aceste activități și pe perioada verii, prin acele trasee de biciclete,
care în municipiul Vulcan deja avem două și foarte mulți sportivi vin cu bicicletele, am văzut din zona Sibiului, din zona Timișoarei, exact. Pentru că le e foarte ușor că urcă cu telegondola, după care coboară pe aceste trasee care, spun ei, sunt foarte interesante din punctul lor de vedere. Iată doar câteva lucruri făcute fără investiție din partea administrației locale, așa cum a zis colegul meu, George. Sunt multe lucruri care se pot face doar profitând de avantajul care ne-l dă zona, dar bineînțeles și cu puțin sprijin din partea primăriei municipiului Vulcan. Este important ca imediat, în lunile care urmează, să vedem ceea ce se poate face pe termen scurt și ceea ce se poate face pe termen lung, așa cum spunea George, să mergem în paralel, spun eu, cu două faze ale dezvoltării acestei stațiuni. Da, domnule Merișanu, hai să intrăm puțin mai în lupta electorală și să vă întreb, dumneavoastră, până la urmă, cu cine vă bateți? Care este principalul noastră contracandidat? Este domnul Pompiliu Barbu sau este sigla Partidului Social Democrat? Cred că mă lupt cu o mentalitate, în primul rând, cu mentalitatea unora din Vulcan, care, spre bucuria noastră, nu mai sunt chiar atât de mulți, care consideră că trebuie să rămână sigla și nu omul. Eu zic că foarte important este să alegem omul la alegerile locale, pentru că nu omul respectiv a mărit pensiile, pentru că foarte mulți zic că votează o anumită siglă doar pentru că s-au mărit pensiile. Nu este așa. La nivelul municipiului, așa cum am zis, trebuie ales omul, pentru că în cei 4 ani care vor urma, dialogul și problemele pe care le vor avea, le vor discuta cu acel om care va câștiga primăria municipiului Vulcan. Foarte multă lume spune că nu ar alege acel partid și ne-ar alege pe noi. Deci cam acesta este trendul. Într-adevăr, există un public captiv prins de aceste sigle electorale cu care au trăit până în 89 și după 89. Noi sperăm că la aceste alegeri să înțeleagă cu toții că cel mai important este omul care va fi acolo în primăria Vulcan. Da, v-am pus această întrebare pentru că există un electorat captiv al Partidului Social Democrat care votează indiferent cu ce poate să fie și portarul de la primărie, dacă îl pune PSD-ul la aici la și intră candidat. În rol ceilalți cetățeni ai municipiului Vulcan, care trebuie să înțeleagă, așa cum am spus la început, să meargă la vot, să înțeleagă că nemergând sau nevotându-mă pe mine, vor deschide ușa cel candidatului Partidului Social Democrat, pentru că despre el este vorba, îi vor deschide ușa și vor pune în primărie aceeași mentalitate care a fost și în ultimii 4 ani, vor pune un om care este de aceeași gardă cu a fostului primar, dar eu sper, încă o dată spun, sper să înțeleagă toată lumea că trebuie mers la vot, trebuie votat omul și în acest fel Partidul Social Democrat la Vulcan ar putea deveni istorie pentru următorii 4 ani. Care este optica, punctul noastră de vedere, domnule Bălțatu, vis-a-vis de această problemă? Vă luptați cu sigla, vă luptați cu omul, vă luptați cu ce anume? Domnul Valint, punctul meu de vedere este că noi, Cristian Merișanu și echipa Pro-România, nu se luptă cu nimeni. Cristian Merișanu și echipa Pro-România se luptă să dezvolte municipiul Vulcan. Până la urmă eu o să spun... Și până să ajunge să dezvoltați, trebuie să treceți de impasul acesta cu alegerile, nu? Numai puțin, nu este un impas, să știți. Nu este un impas. Cristian Merișanu va fi primarul municipiului Vulcan din 28 septembrie. Ne luptăm să dezvoltăm municipiul Vulcan. Mi doresc în Consiliul Local pe toți ca ceilalți candidați la primărie. Vă spun sincer, optica mea este că nu mai trebuie privită campania electorală ca pe o bătălie între candidați. Fiind politician de 12 ani,
Am făcut multe campanii electorale, să știți. În toate ne-am luptat, ba cu un partid, ba cu altul, ba cu alianțe. Practic nu se luptă nimeni cu nimeni. Cine are un program și un proiect viabil, acela va câștiga alegerile. Vorbeați de electoratul captiv. Da, așa este. Partidele mari au un electorat captiv. Captiv din varii motive. Nu le discutăm care pentru că nu mai... Un partid nou înființat, care electoratul captiv, cam lipsește la dumneavoastră. Nu este un partid chiar nou înființat, dar ce vreau să vă spun este că noi suntem vulcăneni. Cristi Melișanu, dacă iese pe stradă, de la piață până acasă, face jumătate de oră, deși stă la 500 de metri de piață, pentru că lumea ne oprește pe stradă. Pe noi lumea ne cunoaște. Revenim la ideea, votăm oamenii, nu votăm partidele. Părerea mea este că aceste electorate captive se subțiază în timp. S-au subțiat foarte mult din anul 90 până acum și continuă să se subțieze. Lumea vrea altceva. V-am spus, lumea nu vrea un șef în persoana primarului, vrea un sprijin. Iar acel sprijin este Cristian Melișanu. Bun, domnule Melișanu, cum vedeți anul 2024? Cum, hai să facem un exercițiu de imaginație și să ne teleportăm în anul 2024. Da, în primul rând pentru municipiul Vulcan vreau să-l văd în plină ascensiune, cu foarte multe lucrări începute, cu foarte multe proiecte mari deja implementate. Vrem ca în anul 2024, de exemplu, la Vulcan să nu mai existe drumuri vicinale de pământ sau drumuri pietruite. Văd o zonă turistică în care oamenii vin cu drag și nu mai găsesc locuri. Nu mai găsesc locuri, nu că sunt spații puține, că sunt spații puține, multe și ocupate. Da, pentru că sunt mulți turiști. Vă spun sincer că de multe ori stau cu echipa mea și ne gândim ce frumos ar fi peste 4 ani să reușim unele proiecte foarte importante, să le ducem la bun sfârșit, nu doar să le începem, pentru că e foarte important să și finalizăm până în 2024 multe din proiectele pe care le-am propus. Așa cum am zis, drumuri nu mai trebuie să existe, pentru că în alte localități s-au asfaltat și potecile, dacă ne uităm în jurul nostru. Toate aleile s-au asfaltat. Deci cred că asta în 2024, pentru că deja vorbim de un an în care orașul trebuie să arate într-un anumit fel. Un oraș iluminat, un oraș sigur, în care să se poată plimba la orice oră. Sunt foarte mulți oameni care ne spun că ei când mai de mult umblau și la ora 9 și la ora 11, veneau de la servici și nu le era frică. Acum foarte mulți dintre ei se tem pentru siguranța lor dacă vin pe timpul nopții. De ce? Pentru că nu este un iluminat suficient și eficient. Poliția trebuie puțin reorganizată și pusă în sprijinul oamenilor. Trebuie mult reorganizată. Nu știu dacă chiar atât de mult, pentru că ei există. Sunt băieți deosebiți și acolo, dar trebuie puțin reorganizați, puțin puși la treabă, poate într-un alt mod. Văd un oraș din care copilul meu să nu mai dorească să plece. Băiatul meu a împlinit 14 ani, va împlini 18 ani peste 4 ani și mi-aș dori să rămână acasă. Chiar dacă va urma o facultate și, așa cum este normal, toți copiii noștri încearcă o facultate într-o localitate mai mare, poate va face la Petroșani, Dumnezeu știe ce ne va aduce soarta, dar mi-aș dori ca după aceea să rămână în municipiul Vulcan și tot ceea ce învață în anii aceștia de școală să vină să aducă cunoștințele municipiul Vulcan. Și da, aș vedea anul 2024 cu foarte mulți prieteni de-ai noștri care sunt plecați în străinătate, să-i vedem acasă alături de noi. Am fost în două emisiuni de la dumneavoastră cu doi tineri pe care am convins să vină din străinătate să investească în municipiul Vulcan și am luat în echipa noastră alături de noi pentru a vedea exact care sunt atât problemele, dar care sunt și posibilitățile de dezvoltare a municipiului Vulcan. Dacă i-am convins pe ei să vină să investească, eu cred că împreună cu echipa noastră o să reușim să convingem cât mai mulți tineri care sunt plecați afară și
au reușit să-și facă o anumită situație mai bună, să zic așa, să vină să investească acești bani în România, să investească în Vulcan și toate acestea se ducă la binele nostru al tuturor, al vulcănenilor. Iar în 2024 să văd niște alegeri în care toată lumea mă va revota primar pentru ceea ce am făcut împreună cu echipa mea. De 7 ani mă întâlnesc zilnic cu vulcanenii și le rezolv problemele, ceilalți încearcă doar în campania electorală să pară că sunt interesați de aceste aspecte. Este citesc din clientul dumneavoastră electoral. Bun, nu numai dumneavoastră ați deținut o funcție în administrație, mai sunt și alți contracandidații noștri care au deținut funcții în administrație. Sigur că în perioada de care vorbim nu prea s-au întâmplat multe lucruri pozitive în Vulcan și știu chestia asta pentru că și eu am avut ocazia să trec de multe ori pe acolo și chiar eu aș începe ca și candidat la primărie, aș începe cu refacerea centrului orașului, care este dezastru nuclear. Deci este, nu știu ce să spun, în jurul primăriei ar trebui să fie, nu știu, locuri de joacă, parcuri, în jurul primăriei este deșert. Asta v-am întrebat mai devreme, cum vedeți Vulcanul peste 4 ani. În primul rând, eu aș vrea să văd Vulcanul peste 4 ani ca, nu știu, bun, acum sigur că sărind dintr-un an într-alta, nu știu dacă Vulcanul întrunește condițiile de a fi municipiu, pentru că sigur ca municipiu administrația publică are niște avantaje de salarizare, de personal, de schemă organizatorică, mă rog, dar cred că pentru Vulcan mai potrivit ar fi să fie oraș, nu? Ca să poată să susțină mai ușor o povară. Părerea mea este că nu. Mă rog. Părerea mea este că nu. Să știți că odată obținut acest statut de municipiu, într-adevăr a fost obținut pe legislația aflată în vigoare la momentul în care a fost obținut. Vulcan a întrunit condițiile. Dar vedeți dumneavoastră, administrația publică și cea locală și mai ales administrația publică centrală este foarte dinamică. Într-adevăr, la momentul acela municipiul Vulcan avea un punct de lucru la ANAF, avea trezorerie, bun, nu avea judecătorie. Era și inoportun să existe în fiecare municipiu din Valea Jiului câte o judecătorie. Este suficientă cea de la Petroșani, la care să fie arondate deși celelalte legislația localități. Deși legislația ar fi permis să existe. Ar fi permis, dar încă o dată ar fi fost inoportun să ai 3 judecătorii în 15-20 de kilometri. Nu era util. Eu nu aș renunța la statutul de municipiu, să știți. Nu aș renunța pentru că statutul de municipiu îți permite să accesezi un anumit tip de fonduri europene, îți permite să mergi pe anumite direcții de dezvoltare. Să revenim la statutul de oraș, am face un pas înapoi. Da. Unii candidați la primărie motivează această revenire la statutul de oraș pe scăderea taxelor. Dacă o să ne uităm puțin, o să vedem că această scădere este undeva între 5 și 7%. Părerea mea este că e o scădere modică. Este un avantaj infim față de dezavantajele revenirii la statutul de oraș. Și aici o să mă refer încă o dată la axele de finanțare europene. Aici este cheia dezvoltării Văijiului. Cu condiția să mai fie și atrase aceste finanțări. Da, să știți că municipiul Vulcan, din păcate, în mandatul acesta, în care și eu am fost consilier local 3 ani jumătate, a suferit la capitolul acesta, cu toate că a avut un birou de proiecte europene de excepție. Are niște angajați de excepție. Bun, acum îl întreb pe domnul Merișanu. Ați fost 8 ani viceprimar. Sigur că nu a primarul la umbra primarului Gheorghe Ile n-a crescut nimic și se vede cu ochiul liber mergând în Vulcan, dar totuși sunteți extrem de mult în urmă cu atragerea fondurilor europene. Așa cum se știe și cum a spus și neastră, primarul are întotdeauna ultimul cuvânt. Primarul nostru
A fost un primar care nu a știut să asculte nici oamenii de lângă el, nici echipa care a fost alături de el și cu atât mai puțin angajații, oameni specializați pe domenii, cum am spus, în cazul de față pentru atragerea de fonduri europene. Dumnealui a fost omul care a venit din sectorul mineritului, unde era o altfel de conducere. A venit și a implementat acest stil de conducere în care el era șeful suprem, el le știa pe toate și foarte multe proiecte, v-am spus și cu alte ocazii, s-au pierdut datorită faptului că dumnealui vrea să se facă într-un anumit fel. Faceți așa pentru că așa vreau eu. Îl citez acum pe primarul în funcție. Cu toate că oamenii de la proiecte care, cum spunea George, sunt niște oameni extraordinari și muncesc foarte mult și bine, îi spuneau primarului că anumite lucruri nu corespund cu cerințele proiectelor. Dânsul a insistat foarte mult pentru că avea aceste proiecte în capul lui, așa cum îl citez din nou. Proiectele astea sunt în capul meu și le facem numai cum vreau eu. Așa s-a întâmplat că s-au pierdut proiecte inițiate de Primăria Vulcan. Așa am ajuns ca acel bulevard despre care vorbiți să aibă acea formă. Iar acum, după 7-8 ani de când a fost inaugurat, să zic așa, a venit cu o modificare, iar când consilierii l-au întrebat care este proiectul nou pentru bulevard, din nou a fost în capul dumnealui, este o înregistrare video în care spune acest lucru. Eu cred că acesta a fost o piedică pentru dezvoltarea Vulcanului, pentru atragerea mai multor proiecte, faptul că dumnealui nu discuta cu nimeni, nici cu noi, dar nici cu ceilalți colegi de la județ, pentru că să știți că alte localități conduse de același partid ca și la Vulcan au accesat mult mai multe fonduri. Noi spuneam frecvent și chiar George, că e aici cu mine, l-a tras de multe ori de mânecă și am intrat, am avut ședințe, ne-am certat ore întregi cu dumnealui și spuneam, uitați câți bani s-au accesat la Hunedoara, uitați câți bani s-au accesat în Orăștie, de exemplu. Noi de ce nu putem? Sunt orașe, sunt comune în județul Hunedoara care au accesat de 4-5 ori mai mult decât am reușit să accesăm noi. Pentru că dumnealui avea prima informație, cea care vine de la județ, de la Consiliul Județean, a vrut doar ceea ce a dorit dumnealui să implementeze. Acum este bine să nu mai vorbim despre ceea ce a fost și să reușim ca în următorii ani să vorbească lumea despre Vulcan, ca despre municipiul în care s-au implementat foarte multe proiecte, s-au atras foarte mulți bani, să fie alții invidioși pe noi pentru lucrurile frumoase pe care o să le facem în cei 4 ani. Eu aș vrea să vă mai spun ceva. Pentru că mai avem o secundă, pentru că mai avem doar 2 minute de emisie, vă rog, domnule Bălțatu, timpul ne presează, să vă spuneți ultimul cuvânt înainte de finalul emisiunii. Sper să nu spun ultimul cuvânt la dumneavoastră în studio. Mai am multe de spus în alte emisiuni, aș dori să îndemn vulcănenii să meargă la vot, pentru că votul este și o obligație și un drept. Este un exercițiu democratic. Și aș dori să îndemn vulcănenii să aleagă cu sufletul, să aleagă oamenii cu experiență și să aleagă nu atât pentru ei, cât pentru copiii și nepoților. Mulțumesc! Domnule Merișanu, este ultima emisiune, este ultima noastră luare de cuvânt în această emisiune. Vă rog, aveți un minut să convingeți alegătorii din Vulcan că dumneavoastră sunteți cea mai bună soluție. Lucrurile sunt foarte clare la Vulcan. Eu îi rog pe toți cetățenii, toți alegătorii, cei care vor merge la vot, să pună în balanță toți candidații pentru funcția de primar a municipiului Vulcan. Să pună pe toți în balanță, să vadă fiecare ce a făcut, ce experiență are, unde a lucrat în anii anteriori, să pună în balanță echipele cu care vine fiecare candidat, pentru că așa cum s-a vorbit astăzi, nu poate face singur, nimeni nu poate face de unul singur lucrurile pentru un municipiu, să gândească foarte bine și în cabina de vot
nu-i vede nimeni, chiar dacă unii sunt presați pe la servici sau pe unde lucrează, în cabina de vot sunt singuri și pot lua cea mai bună hotărâre și anume să voteze Merișanu Cristian pentru funcția de primar și echipa Pro-România la Consiliul Local, Consiliul Județean și pentru președinția Consiliului Județean. Domnilor, vă doresc mult succes. Vreau să, domnule Merișanu, vreau să mă asigur că veți fi prezent duminică seară în studiourile Capital TV după anunțarea votului și ce să vă spun decât mult succes și să ne vedem cu bine. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de la această oră. Până la următoarea emisiune vă doresc și dumneavoastră numai bine.